최고. Salutare, Marinailor, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Marinailor, astăzi avem condiții perfecte. Totul nu bate, marea ar trebui să fie dreaptă. Mergem în largul mării. Aș vrea să facem o baie astăzi. Am câteva probleme. Sper să le rezolv între timp. Câteva probleme legate de echipamentul de scufundări. Haideți cu mine în larg. Să vedem ce ne rezervă marea astăzi. Haideți să vedem dacă marea este dreaptă. Așa pare. Marea este dreaptă. Marea este dreaptă. Ia să vedem noi dacă vedem mișcare. O să vă arăt câteva imagini extraordinare filmate aseară aici în largul portului Tomis. Am prins foarte mulți lufari, lufari la trenă. Este destul de neobișnuit să apară atât de devreme. Să prinzi un lufar nu este nicio problemă, se mai întâmplă. Este o surpriză, dar aseară am reușit să prind 14 lufari la tren. M-am distrat cum nu am mai făcut-o de mult la pescuitul pe mare. Văd ceva mișcare în fața acolo, aș face un ocol. Da, văd mișcare acolo în față. O să oculesc cam mult, dar mă duc până acolo, am să las la trenă iar lansetele. Da, văd mișcare. Văd mișcare în fața acolo. E posibil să avem iar lufar. Am pornit motoarele turbo și mă duc în larg, după care o să ne reluăm traseul către capul digului. Am lăsat lansetele în spate la trenă. Și am lăsat prea mult fir. Am scos o căldare de apă care mă udă în permanență pentru că pur și simplu mor de cald. Altă treabă. Pur și simplu mor de cald.
pe mișcare la trenul deocamdată. Am luat la ambele lansete, cred. Ambele îmi trag. Haideți să vedem pe care o scoatem prima. Haideți să o scoatem pe asta, că trage puțin mai tare. Am luat lufar. Am luat lufar. Sigur aveam și în cealaltă și ți-ar putea să îl mai am. Da, aici l-am scăpat adineară la suprafață. Am apucat să-l văd la suprafață, l-am scăpat. Haideți să vedem dacă mai am în partea cealaltă. Da, aici este. Să nu scape și ăsta. Haideți să-l vedem. Deci încă mai avem lufar. Oh, aici mi-a scăpat. Aici mi-a scăpat, când l-am ridicat în sus. Aici mi-a scăpat, deci am rămas fără amândoi. Oricum, cât mai mă plimb pe aici la trenă, vă las să urmăriți imaginile surprinse aseară. Și între timp poate reușesc să mai agăț și eu câțiva. Doar ce am plecat în larg și deja am prins un pește, e cam un lufar. Oh! Ia să vedem, nu cumva să am doi. Am doi lufari frumoși. Doi lufari în iunie. Acum doi lufari frumoși. Nu cred. Suntem în iunie și eu prind doi lufari la tren. Și frumoși. Doi lufari frumoși. Nu cred așa ceva. Doar ce am plecat, am început să-mi tragă fir de pe mulinetă. Doi lufari la tren. Nici n-am plecat bine de pe loc. Am pus alta țapaină pentru că deja am tăiase unul și deja am prins iar. Nu cred, avem lufar în zonă. Îmi tăiase, deci n-am avut doi, am avut trei mai înainte. Și am văzut că mi-a tăiat. Mi-a scăpat? Nu, l-am la ultimul acolo. Oh, a tăiat acum. Oh, ce lufar frumos! Și sunt mai frumoși! Sunt mai frumoși decât cenacopul! Prindem în iunie lufar! Nu cred așa și... Iar am pește, trage! Iar am pește! Am pește! Oh, dar ce trage! Nu pot să cred ce pescuit. Chiar acum vreau să ridic vela pentru că s-a pornit vântul. Nu arăta vânt absolut deloc, dar văd că bate vântul foarte tare. Așa de mult lufar să fie în zonă. Am mai prins unul mai înainte, n-am apucat să filmez, am patru în căldare. Am doi iar, cel puțin, de unul am sigur, da? Nu cumva să am doi. Văd unde... Am lăsat mult fir, am
exista foarte mult fir în spate data asta, pentru că am intrat în barcă și am lăsat să ia fir. Chiar acum vreau să ridic vela. Exact acum pusese mâna pe școate. S-a prea mult fir în spate. S-a prea mult fir în spate și mi-e pierd până ar fi face. Dar e clar, am avut și un lufar mai mare, pentru că prima oară mi-a retezat safarina, da? Deja vine unul, deci cred că am doi, pentru că unul este pe linie, pe safarina, și cred că mai e unul la sfârșit. Ia, vedem? Da, doi, am doi, 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 doi. Am doi. Oh! Ah, doi lufari, iar, nu cred. Nici nu mă așteptam, am ieșit doar să mă plimb. Sincer, nu vreau să dau la pește. Am ieșit puțin pe seară să mă relaxez. Dar știți cum mă relaxez, eu las și lansetă în spate la trenă. Mă aștept să-l tragă. Pescuitul ăsta trebuia să-l fac în octombrie. În niciun caz în iunie. Oricum am spus că anul ăsta o să avem mai mult pește decât de obicei. Și așa o să fie. Dacă noi prindem lufar la tren în iunie, și ce lufar frumoși! Hai să vedem, hai! Da, 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 deja îmi trage! Eram sigur, eram sigur! O să-mi trag aici. Am ajuns în dreptul pescărușilor. Ia să vedem dacă îl mai avem. Da, îl am. Nu cred așa ceva. Cât de bucuros pot să fiu. Mă depărtasem foarte mult. Asta e la suprafață acum, peștele. Am doar unul de data asta. Ce frumos are! Ce frumos are! Ușor! Trebuie să am grijă cu el, pentru că are niște dinți foarte, foarte ascuțiți. Pirania din Marea Neagră, lupul nostru. Ce lupat frumos! Să-mi repede la trenă. Iarăși în spate. Aici am mai avut unul. Am agățat unul aici. S-a agățat falca, a scăpat. Okay, iar am luat și velierul mergea foarte, foarte încet. Dar nu mai am rompe. Am undă cu între. Oricum, dacă l-am prins, e ciudat, pentru că aveam viteza mult, mult prea mică. Dar nu am pește. Dar nu cred că am pește. Ba da, am. Mă luat de degețel, ușor. Cât de frumoși sunt! În agitație mare, foarte mulți pescăruși. A sărit! Lufarul este foarte spectaculos. Lufarul sare. Dacă ar fi și mai mare, ar fi și mai spectaculos. Și e frumușel ăsta. Ia să vedem. Hai. Hai să vedem. Ăsta e cel mai mare de până acum. Wow, e cel mai mare de până acum! Cel mai frumos! Ce lufar frumos!
Wow! Repede, lăsa-mi spate! Wow, ce trage! Trage și la tine? Scoate de acolo! S-a făcut 11. Ușor. Am și eu. Trage frate. Și tu dai în spate aici. Dacă te-a să m-am lăsat. Vezi că fură ăștia peștele. Nu fură că e mare. Te-a lăsat aici aproape. Da, l-a lăsat aproape. Mamă. Ce spectacol. Ce mișto! Eu l-am scăpat! Nu cred! Eu l-am scăpat acum! Hai mă! Poți să-i dau drumul? Dai, dar mie-mi trage rău, eu am crește! Mamă, dar ce-mi trage! Ce mișto e! Mamă, dar ce-mi trage! Deci e plin de pește! Plin de lupari! Mamă, dar asta trage mai tare acum. Puțin mare. Nu știu. Dar trage mai tare. Ori am pus mai mult, ori este mai mare. Puțin doi, vrei să te... Nu știu. Da. Mergi, nu? Da. Cred că am luat 2 sau 3. Cred că am luat 3. Mamă. Crezi? Nu știu, da. Doi, dar erau mai mari, ce naiba? Era unul, și l-a băgat în wobbler, uite în wobblerul la mare s-a băgat. Când îmi spuneam să las wobbler, uite-și-te. În wobbler s-a băgat. Ușor. Uite-și tu în ce wobbler s-a băgat, bă, băiat. Nu știu, trage sau de la... Cred că trage. Ia. Nu trage. Nu trage. Sper că v-au plăcut imaginile de aseară. Eu între timp am oprit motorul. Avem o briză frumoasă, un vânt ușor din est. Am rămas doar cu focul. Am scos câteva fructe. Să-mi ocup timpul până vine primul ufar. Oricum, acum la trenă nu mai facem zgomot. Ar trebui să avem șanse mai mari. Și vântul este perfect pentru pescuitul la trenă, pentru că bate estul, mă pot duce către Mamaia, mă pot întoarce către digul de nord. Am rămas doar cu aia doi, pe care i-am scăpat, pe amândoi am reușit să-i scap, dar oricum nu-mi fac griji. Am oprit 4 lufari, de fapt mi-am luat la mine 4 lufari din cei pe care i-am prins aseară, i-am pus la stare, i-am ținut aseară la frigider. Așa că, chiar dacă nu o să prindem nimic astăzi, oricum am un platou de fructe și o să am și un platou de lufari. Trage, am pus-o!
pe acolo. De asta scapă pentru că sunt foarte răi. Oh, ușor, 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 ușor. Ușor, 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 ușor. Haideți să vedem. Dacă mai avem aici. Foarte. Fără în lansetă, vedem dacă reușim să-l, să-l aducem până la barcă, pentru că mai mulinesc și eu cu viteză, mai merge și velierul, când vedem la suprafață, dar de obicei scapă lângă barcă pentru că aici s-ar și mai agresiv. Vedem dacă îl aducem la barcă. L-am adus! L-am adus! Zona asta. Ar trebui să avem un atac acum. Da, deja am atac. Deja mi-a tras aici. Am pește aici. Hai să vedem. Da, da, da. Am lufar aici. Hai să vedem dacă reușesc să-l scot, pentru că am mai scăpat unul mai înainte. Îmi trage și la cealaltă. Îmi trage și la cealaltă. Aici că deja l-am scăpat. Ia să vedeți. Nu, nu l-am scăpat. A trebuit să mă bat puțin în timp. A băgat în wobbler. Frumos, 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 frumos. Mai avem până intrăm în zona 0. Viteza bună, 5,6 km la oră. Cred că este ultima oară când trec prin zona 0 și am să încerc să pun lingurițe, să arunc câteva lingurițe în zona asta. Dacă este vreunul mai răsărit, ar trebui să te bagi la linguriță. Oricum, sunt super, super bucuros pentru că avem parte de un astfel de pescuit în luna iunie. Un pescuit pe care trebuia să-l vedem în octombrie. Sau cel mai devreme în septembrie. Anul ăsta este mai deosebit. Și o să mâncăm mai des pește. Intrăm în zona 0. Ar trebui să avem un atac în câteva minute. Un minut, două. Una dintre cele două lansete, aș vrea să-mi trag asta din stânga. Aici.
gata, îmi trage, trage. Hai, am. Avem pește acolo. Încetinim viteza. Lanseta mea mai are de așteptat. Oh, dar e grea. Încetinim mai mult. Cred că am luat 2 de data asta. Este mai grea. E destul de greu, cred că am 2. Am doi frumoși. Foarte frumoși. Ușor. Da, mai avea puțin și scăpau. De asta scapă destul de repede după ce îi prindem. Mi se rupe foarte repede buza. Așa, ăsta altul este mai frumos. Marinailor, mergem până în port să-l luăm și pe Liviu. Mai luăm un marinar la bord. Și continuăm parda, bineînțeles. Când o să vin cu el, o să încercăm și la linguriță. Oh, cred că am pește. Și asta este cea cu voblurul pe care l-am făcut eu. Haideți să vedem dacă avem pește. Oh, avem pește și în cealaltă. Avem pește în amândouă. Încetinim. O scoatem prima. Oh, cât de aproape o aveam în spate aici. O aveam la 10 metri în spatele bărcii. Nu cred că o avem atât de aproape. Nu cred. Atât de puțin am stat în spate. Oh, și la voblerul făcut de mine am reușit să prind lufar. Se pare că op, mamă, m-a făcut praf, pur și simplu. Mi-a făcut tricoul praf de sânge. Haideți să vedem și în cealaltă ce avem. Opa, așa. Da, avem un far și în cealaltă. Aici în spate și ăsta era băgat la vobler. Haideți, ne punem în mișcare că ne așteaptă Liviu. Între timp am reușit să prind la ambele.
Gata, am venit în port, l-am luat și pe Liviu. Salutare marinarilor. Și mergem înapoi să mai căutăm câțiva lufari. De data asta o să oprim velierul și o să încercăm să dăm și cu lingurițe, simplu, fără să mai dăm la trenă. Nici o mișcare de vreo 25-30 de minute și văd că începe să și picure. În oraș plouă, din ce văd în față spre Năvodar plouă, cu siguranță o să ne plouă și pe noi. Sperăm să nu avem parte de fulgere. Avem un catarg destul de înalt. Dar nu mai e pește. Unde este peștele? Pentru că avem noi pescari, mereu vorba aia. Peștele trage în plouă. Hai! Dovedește-ne acum, domnule pește, că peștele trage atunci când plouă. Cât de frumos trăgea, bă, cum fac undițele, știi cum am undouă, începe aia, bă, spectacol, era spectacol. Liviu se duce în prova să încerce cu o linguriță. Se aud tunete destul de agresive înspre oraș. Văd că aici nu mai plouă. Ne-a plouat foarte puțin și ne-a lăsat în pace. Exact, da. Nici o mișcare nici la Liviu, nici la mine aici în spate, la trenă. Cred că o să ieșim puțin pe un 15 metri adâncime. Mergem să încercăm să prindem câțiva stavrizi. Poate apar iar lufari în zonă. Și dacă e, o să punem țapaină de stavride și cu un pilcăr mare în spate, în loc de plumb. Nu fie stavride absolut deloc în zonă. Dacă bărcile sunt mai încolo, aia bănuiesc cât la stavride, a? Care? Uite, sunt eu. În față acolo? Da. Dar și departe. Mergem acolo, mergem mai în lat, da. A început să-mi trag. Cred că am prins primul stavride. Prins un stavride mic. N-am strigat să prindem câțiva stavrizi, să-i pun pe tablă lângă lufar. Totuși e prea mic, îi dau drumul. Opa, stai că m-am uitat la viteză. Dar mergem bine. Avem viteză bună. Te vezi, ei stau pătorit acum, ei stau așa pe apă, vezi? Aha. Dar hai să le tot prindem, că sunt ăștia pe sus, pe aici, care ăștia simt, știi? Ăștia stau în așteptare, uite, știi, vezi? Da. Ia, să-ți spun, trecem de ei cum o să prindem, ia să vezi. Te-a sărit de acolo, să fie. A sărit acolo ceva. Nu ți-am zis că și la mine am văzut pe ăștia cu sare, îl alergă, îl rupe în două, ce n-ai face, nu știu. Gata, a luat. A luat-o? Da. Așa repede. Ia uite, mamă, ce tare. Scoate-l. Poate iau doi, mă. O să iei doi, da. Hai și la mine unul. Hai, dublă, încă o dublă.
strânge fina, e țesut? Dacă nu-ți dă contra, nu mai scoate. Ține puțin așa, să-i dacă dă contra. Are. Are? Are, dar e mai mic. Are nimic. Hai și la mine unul. Ia uite-l! Ia uite-l! Așa că fac curbă. Eu stau cu ea în mână să vedem dacă prind unul așa pe... Dar mai bine în alu vulgară decât în alu. Caut, caut, l-ai luat! L-ai luat, l-ai luat! Da, se vede că-s lucrat de mâna, măi! Da. Traulere, știi? Se duceau, vedeau giurumul și dădeau la țaparină, la lansetă. Da. Nu, spun că am fost pe pescador cu pescuit. Mi-a luat și mie. Am luat acum. Băi, și chiar vreau să schimb ăsta. Au, ce-mi trage. Mamă, dar ce-mi trage. Mamă, dacă că am luat... O, dar-i moare, mă, vom trage rău ăsta. O, ce? Bă, îmi trage tare ușa. Bă, nimeni îmi trage tare ăsta. Ai filmat? Da, cred că filmez. Îmi trage tare. Ăsta e mare. O, dar ce contra am. E? Am contra mare la asta. Am luat ceva mai mare. Stai așa. Ia să vedem. Am luat ceva mai mare. E un far mai mare. Am luat primul far mare. Ia să vedem. Ia să vedem. Ce înseamnă mare? Asta dacă s-a spus să-l pierd. Să nu poate să fie pălămidă mai mare. Ce am luat? Ce am luat? Vreau să-l văd. Acum e suprafață, acum este. Hai să vedem. Să vedem. Ce am luat? Uite-l acolo. A, e la jartă, mă zic. Bă, ce emoție, ne-a dus. Și cum fuge așa? Păi ce cum fuge? De asta îmi dădea așa contra cu tine. La, e frumos. Da, e frumos, uite, uite-l cât de mare. O, e mare, da, e frumos, dar mă așteptam să fie mai frumos. Mă așteptam să fie mai mare. O, pa, 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 ușor, 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 ușor. Da, bă. Da, e frumos. Da, e frumos. Da, e frumos. Zici tu că nu-i plăcere. Plăcere maximă. Aici, în fața portului, uite-și unde sunt și nu-i niciun pescar. Nimeni nu știe de așa ceva, uite-și. Cine dracu știe cine pescuiește la Trenuța, nu este până la tine, n-am auzit de pescuit la Trenuța, Marea Neagră. Bine, n-am auzit că nu se practică, nu e... Deci, ce am fost pe de-astea comerciale, pe Steaua de Mare, pe Chefalul, pe Gilorcul, erau înainte, da? Era altceva. Asta puțin acolo n-am mai consumat gaze degeaba. După ploaie. Ha? După ploaie, zic. După ploaie mea ta, mine, da. Ca ce părțile. Ia uite, știi, pa, ca aici, în față, aici să aproape dublu frumos, față de ea. Frumos, mă, ăla-i lufar, l-a să băga în linguriță ăla de urcat. Ăla trebuie să-l la linguriță, da? A, nu se uita la linguriță, ce? Ce viteză avem? 6, viteză perfect. Așa, tot te urcăm de acum.
Ia uite. Aici a sărit. Peștele? Da. A, deci acum, gata, acum gata, gata, mie mi-a luat. Gata, a luat? Ia, deja gata. Da. Hai și la tine, hai și la tine unul să opresc motor, hai. Nu pot să, nu pot să mâinez. Deci cred că ăsta nu pot să mâinez. Lasă-mă, nu se opri. Bun, 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 bun. Dublă, dublă. Cum ai, cum ai oprit un pic, cum s-a? Am mai bățit așa. Dublă, hai, hai să facem dublă. Ca în, ca în ocean, când prinde ea pește în ocean, așa prindem noi acum. Nici pe capesta, nu? Lanțul de ancor. Cum să prindem amândoi așa, uite știi. Da, mă, ce n-ai văzut. Ce zi? Dau drumul la aia? Nu, nu-i dat tot drum, nu ești mai. Cred că am doi. Am doi. Doi. Unul la avem și unul la vângerea. Oh, oh, oh. Dublă! S-a băgat în voble? Nu, s-a băgat în aia la altă. Dublă, 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 dublă. Și eu și Liviu, și la mine e dublă, dublă și de dublă, pește. Mamă, 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 ce spectacol, ce spectacol. Uite, știu, la aia mea s-a băgat acolo. La bălării aia mea. Da, mă, vezi, sunt mai curbate și mai butucănoase, dar totuși dacă altfel. Mai avem puțin și intrăm în, în zona zoster, în zona 0. Mai avem puțin, cu siguranță, una dintre cele două lansete va intra în acțiune. Întrage, 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 întrage. Am pește aici. Așa cred, cel puțin. Cel puțin, așa cred. Am pește. Este. Iarăși avem dublă. Iarăși avem dublă. Este una dintre cele mai frumoase parte de pescuit pe malul Mării Negre. Și ținem cont de frumusețea partidei, pentru că este în iunie. Iar noi în iunie șomam așa, normal, adică în iunie prindeam și noi 2-3 stavrii. Iar acum prindem amândoi deodată, adică spectacol, spectacol, spectacol. Spectacol în Marea Neagră. Vine, al meu vine încet. Vine, vine, vine. Oh, ce îți dă contră, vine, mi-a luat unul acum, cred că. Păi mi-a luat unul acum. Mai fie unul? Da, 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 păi acum cred că s-a mai dat unul. Sau e ăla de mare. Nu, cred că l-ai scos pe acum și acum s-a dat... Da, acum am scris aici. Ține mai în apă, pentru că poate dacă l-a dat poate. Mai greu! Bă, s-a intrat la vobler la tine! La vobler a intrat la tine! Ușor, 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 ușor! A intrat pe vobler la tine! Ce spectacol! Na, eu sunt... Eu sunt îndrăgostit acum. Băi, adevărul că pescuitul la răpitor, așa, în general, e... E altceva, da, da, e altceva. E agresiv, e. Câte duble am tras până acum amândoi? Tânc, 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 să prindem amândoi. Și eu tot fructe am mâncat până acum, cirește și căpșune am mâncat până acum. Pregătește-te, pune-i, pune-i frâna, pune-i frâna că suntem pe poziție. Pune-i frâna că acum, acum ne trage. Deci să stăm așa de încordați, nici nu putem să ne relaxăm, cum stăteam mai înainte la trână și stăteam și... Ce acum asta e în tensiune, că trage acum, gata, acum trage.
pierd. Te uite încolo. Aici, de aici, în față, în față. Te pot să ne trag acum. Acum ne trage. Ne trage la amândoi acum. Că vin pescăruși și după noi. Ori avem vreo vorbă de-a spart față. Ia uite, bă, ce-a sărit peștera. Sărit, dar ce-a sărit? Acum, acum, alu. Hai, intră, intră. Acum, acum, alu. Îți garantez, acum. Hai, una dintre ele începe să trag. Ce viteză are? 4,9. Viteza bună, 4,9, 5. Viteza bună și ea veneau după noi de pescărușii. A dat o contră, dar nu cred. Ba da, este. Două contre a dat, dar parcă nu-i cum trebuie. A ciugulit din el, a mușcat din el. Da. Să facem continuu că rămâne acolo în pârâși. Eram sigur că o să prindem atunci, când veneau pescării și după noi veneau, ca și cum aveam pește deja la suprafață, știi? Da, eu am pește. Eu am, ori mi-a ieșit la suprafață mie, eu cred că la mine era problema de veneau pescării și după noi. Ești pe ăla? Da, cred. Este. A, nu, am pește și eu. Și tu ai pește? Da, da. Cred că am pește și eu. Yes. Bă, acolo a luat foc ceva, mă? Bă, la Petromidia. Da. La Crești. Îl întâmplă cam des la ăștia, bă. Da. Cred că iar este dublă. Liviu are sigur la cum îi face vârful. Eu de care dată n-am contre. Am avut la început, dar acum nu mai am. Al tău Liviu îl văd, e acolo. Este, dar eu cred că nu-l mai am. Nu mai e? Nu. Am eu nu mai am.
că am doi, sincer. Da, mă, da, de... Am zis că am doi. Mamă, ușor. Mamă, ce spectacol. Ce spectacol. Hai să vedem. Am lăsat lanseta în spate, am schimbat bateria la GoPro pentru că s-a terminat. Nu știu dacă mai am peștele în cârlig. A, ba da, este. Ușor. Bun! Bravo! Ușor! Foarte rău! Domnul Vufar! Doar ce ne credeam, încă nu mai sunt deloc. Gata, pauză. Nu mai este pește. Între timp Liviu o să dea la stavride probabil. Iar eu am să tăjesc câțiva lufari. Că dacă mâncăm câte 3, sunt destul de frumoșei, ne ajung. Deja m-am apucat să fac limeta. Am stors 2 laimuri, am pus un singur cățel de usturoi. Mai punem puțin ulei de măsline și punem peștele pe tablă. Liviu îl caută pe domnul Lufar. Nici o mișcare deocamdată. Vedem, după ce mâncăm noi, poate mai mănâncă și el. Dacă reușim să-i punem pe cei trei care au rămas. Așa arată platoul nostru. Avem lufari, limetă. Dar între timp restaurantul nostru s-a pus în mișcare. Am ridicat vela. Liviu lasă lanseta în spate la taină. Am lăsat-o și eu mai înainte. Cel mai bun restaurant de pe litoralul Mării Negre. Urmai că ne îndreptăm repede spre măr. Nu știu cu tipa nu mai spus ea. Tipa. Deci eu zic multe aici, mă bag încolo și intră în mă. Așa dau spre mama aia. Mâncăm lufar, dăm la lufar, avem și vela ridicată. Am prins condiții perfecte astăzi. Toate că a picurat foarte puțin, dar marea a fost dreaptă și ne-a permis să facem pește în arc. Hai să vedem ce gustare. Între timp
Am întors velierul. Mai mi-a rămas un lufar. Am schimbat imaginea de fundal. Așa e când ai un restaurant frumos. Schimbi locul la masă. Probabil nu am fost în vânt. Șase. Deci așa să te bagi în vânt? Dacă merge în invers, nu mai devin zulă. Da. Acum când te bagi în vânt... Am mâncat lufari. Acum ne punem la a doua porție de fructe. Fructe de mare. Doar ce le-am scos din apă. Avem o șalupă care vine cu viteză spre noi. Sperăm să nu ia prin spatele nostru. Lufar! Știu, dar te-am văzut postarea, dar doar la trenă și pe zona asta. Nu mai așa pe aici. Că încerc să stau pe loc. Pe care? Dai albă, ce lingă? Nu, eu dau cu boblere. Marinarilor, ne tot plimbăm de vreo două ore pe aici, prin zona portului. Nu am mai reușit să prindem nici măcar un lufar. Am crezut că dacă o să mâncăm noi, o să le faci și lor poftă. Dar se pare că nu a fost așa. Oricum, o zi perfectă. Navigăm încă cu focul. Mergem liniștiți. O să mai stăm aproximativ o oră, o oră jumate. Și dacă nu o să mai reușim să prindem ceva, ne întoarcem către port. Cât de frumos se vede cerul spre oraș, cât de frumos. Și noi mergem foarte, foarte încet. Chiar dacă nu mai prindem niciun lufar, încheiem ziua într-un mod extraordinar de plăcut. Stăm, ne relaxăm. Ne putem bucura de zi și fără pește. Mai stăm vreo 30-40 de minute. Oricum, cred că a urcat pescuitul la tren în top 3 feluri de pescuit. Să stai așa frumos pe barcă, să te plimbi și să prinzi pește. Nu știu care pescuit l-ar putea întrece. Probabil, da, oricum mie îmi place pescuitul la vaci și la șpică, dar... Intră acolo în primele trei feluri de pescuit. Nu am mai mișcat absolut nimic. Ceasul este 7:20. Ne întoarcem în port. O zi superbă. Sperăm să mai avem norocul, să mai avem parte de astfel de parte de pescuit aici pe litoral. Marinarilor, vreau să le mulțumesc celor care au decis să ajute canalul. Sunt câțiva dintre voi care s-au alăturat canalului, câțiva dintre voi au decis să intre pe Patreon să susțină canalul. Vreau să vă mulțumesc, sunteți niște marinari adevărați. Așa încheiem aventura pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat până la sfârșit. V-am salutat, aveți grijă de voi
și ne vedem data viitoare.